Fii atent, uite, eu îți arăt ție, dar tu vorbești, bine? Acum adă-ți aminte, ce e asta? Da. Așa. Cocă. Băr. Așa. El era un băiet prea obișnuit, nu am avut probleme. Spunea că un copil mic, mama, tata, așa, nu clar, dar le spunea. Am depistat într-adevăr că nu aude. El are foarte, foarte puțini procente, că trebuie aparate auditive. Noi, eu nici în ziua de azi nu cred, știți cum, dar foarte greu m-am adaptat la așa ceva. Noi, ca țară, noi rămânem foarte mult în urmă, din punct de vedere medical, da, de a ajunge alte state, da, sau de implantare a copilului, da, cu aparate auditive sau cu implant cochlear. Deoarece copilul este depistat foarte târziu cu pierdere de auz, atunci se reflectă foarte mult asupra limbajului. Chiar din experiența mamelor, da, noastre. O mamă a scăpat un borcan jos și s-a stricat. Și a observat că copilul n-a reacționat la sunetul acesta. Când l-am dat la grădință, avea 2 anișori și printre copii, el tot de fiecare dată, adică era mai departe, adică nu se juca cu copiii, nu era interesant. De anul trecut am început la doamna logoped și sunt rezultate bune, adică cu ajutorul aparatului ei, copilul aude, repetă careva din litere, din cuvinte chiar. Deja e mai activ la grădiniță, faci tot. M-am gândit că noi o să putem depista foarte de timpuriu deficiența de auz, iată, prin intermediul acestui aparat screening, da, proceduri de screening auditiv, și atunci copilul, până la vârsta de 2 ani, va primi tot tratamentul medical ce se referă la auz. Cel mai principal pentru noi a fost ca să facem achizițiile acestea de aparatură specială, da? Specializată. Aparatul screening-ul auditiv, otoret screening, da? Și avem un aparat performant, specializat, logopedic, verboton, un amplificator de sunete, mai bine zis, da? Pentru terapia auditiv-verbală, da? Iată, prin intermediul acestui aparat, copilul poate noi putem să-l inițiem în lumea sunetelor. Practic, noi nu făceam nimic, cum spunem, da? Nu știa citi, nu știa nimic, nimic. Dar de când nu am început la doamna Angela ambla, e cu totul altfel. Avem caiete, ori când putem scrie, putem și o dictare mică ca un copil mic la începător. Începe el a scrie, de citit începe a citi. Știți cum? Știi, nu am probleme, scrie în telefon, așa, cât de puțin, dar unde mai face greșeli, unde nu, dar se descurc. Eu. Corect. Casă. Casă. Așa, bravo! În cadrul centrului avem așa, lucrător medical care face, da, procedura de screening auditiv. Avem psiholog, psihopedagog, logoped, avem meșter popular cu studii în medicină. Părinții vin cu mare
expoziție. Deja ați observat acolo pe panou, sunt lucrările copiilor care sunt ajutați deosebit de noi. Și vreau să zic că chiar nu se grăbesc acasă. Facem atelierele în voie. Cu mare drag vin, așteaptă momentul ăsta ca să vină la activități. Îmi place să lucrez cu mânuțele de casă, facă bijuterii, îi place foarte mult. I-a făcut chiar și cadou bunicăi și mie, adică că mama, asta e pentru tine, asta e pentru bunica, tot arată să... că îi place să facă. Ajută puțin și comunicarea cu persoanele date, cu părinții noi, cu copiii, mai aflu mai mulți copii, ce fel de probleme au, cum. E o activitate interesantă, adică cu mare drag venim.